găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. Începem emisiunea de astăzi prin a ne aminti de un moment dramatic al istoriei romilor, Holocaustul. Ieri în România au fost comemorate victimele Holocaustului, iar noi vă prezentăm un material inedit despre soarta tragică a evreilor și romilor deportați în Transnistria. În continuare, propunem un subiect de maxim interes pentru elevi și părinți, admiterea pe locurile speciale pentru romi în anul școlar 2021-2022. Tot în această ediție trecem în revistă rezultatele obținute în recentele alegeri locale de Asociația Partida Romilor, cu detalii oferite chiar de liderii filialelor județene reuniți la București în cadrul Consiliului Director al organizației. De asemenea, în această ediție aflați care sunt candidații Partidei Romilor la alegerile parlamentare. Cu toate detaliile vă așteaptă Monica Cornea în platoul din Viața Romilor. Rămâneți alături de noi, începe o nouă ediție din Viața Romilor. La data de 9 octombrie sunt omagiate victimele Holocaustului în România, evrei și romi. Au trecut 78 de ani de la deportările în Transnistria. Au fost zile de suferință profundă care au pătat iremediabil istoria țării noastre. Prin hotărârea de guvern numărul 672 din 5 mai 2004, la propunerea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, condusă de laureatul Premiului Nobel pentru Pace Elie Wiesel, a fost aprobată ca data de 9 octombrie să devină zi oficială de comemorare, ce marchează începutul deportării evreilor în Transnistria în anul 1941. La început, cei vizați de regimul de exterminare au fost evrei. Pe 9 octombrie același an au urmat alte deportări forțate. 26.000 de evrei din Suceava, Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Gura Humorului și din alte localități din vecinătatea Transnistriei au fost supuși unui chin lung. Alături de evrei, romii au fost de asemenea deportați mai ales între anii 1942-1943. Din cei 25.000 de romi trimiși în Transnistria, aproximativ 11.000 au pierit. Se arată în raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România din anul 2004. În perioada interbelică, în viața politică din România, nu a existat o problemă țigănească, așa cum a existat o problemă evreiască. La recensământul populației din 1930, s-au declarat țigani 262.501 persoane, adică 1,5% din populația României. Romii erau parte a comunității și lucrau ca meșteșugari și agricultori. Mai mult, dezvoltarea socială și economică a dus la apariția unei elite rome de tip nou, reprezentată de artiști, comercianți și intelectuali, care s-au implicat în problemele comunității și care au creat organizația ale romilor. Așadar, în acest context, întrebarea firească pe care ne-o punem este ce anume s-a întâmplat pentru ca romii să facă parte din categoria celor vânați de sistem. Teoria eugeniei a pătruns și în societatea românească. Influențați de ideile lui Robert Ritter, cel care a pregătit sub aspect teoretic genocidul romilor în Germania nazistă, câțiva cercetători români i-au considerat pe romi drept o plagă. La 27 ianuarie 1941, Ion Antonescu preia conducerea guvernului alcătuit fără consultarea regelui Mihai. Ne legăm prin jertfa noastră supremă! Să facem cu toții! Un popor și o țară! Dar soarele sfânt de pe cer! Ideea deportării romilor în Transnistria nu a existat la începutul guvernării lui Ion Antonescu. Acesta își dorea mai degrabă așezarea romilor în sate compacte din Bărăgan. Dar alianța politică dintre România și Germania a schimbat datele problemei. Ion Antonescu a devenit unul dintre cei mai fideli aliații lui Hitler, iar România a început să ducă o politică de exterminare pe placul liderului nazist. Pentru Germania nazistă, România însemna una dintre cele mai importante surse de petrol și de cereale. De partea cealaltă, România avea un interes care ținea de identitatea națională, recuperarea Basarabiei și a Bucovinei. Astfel, Ion Antonescu a luat o decizie mult mai drastică în privința romilor. După ce România a dobândit Transnistria, deportarea romilor în afara granițelor țării devenea planul cel mai dezirabil.
În 1942 au fost emarate măsuri ferme împotriva romilor, iar decizia de a-i evacua pe rom dincolo de Nistru a fost luată personal de Antonescu în mai 1942. Romii problemă, așa cum i-a numit regimul, erau compuși din romii nomazi și romii sedentari, romii care suferiseră condamnări, recidiviștii și cei fără mijloace de existență. Listele alcătuite inițial numărau 40.909 persoane. Aproape jumătate au fost ținuți în țară sub stricta supraveghere a autorităților, iar alți 25.000 de romi au fost duși în Transnistria. Prima tranșă a romilor deportați s-a realizat în condiții facile. Romii au fost așezați pe malul Bugului, lângă județele Golta, Ociacov, Berezovka și Balta. Unii romi au fost cazați în bordeie, alții în case. De regulă s-a recurs la evacuarea unei jumătăți de sat, localnicii ucrainieni fiind mutați în casele consătenilor lor neevacuați, iar în casele eliberate au fost instalați romii. Deportații erau supravegheați de postul de jandarm local, dar aveau o oarecare libertate de circulație în cadrul comunei pentru a merge la muncă. Însă, condițiile de existență în Transnistria au fost foarte dure, iar romii au realizat ulterior că li s-a întins o capcană. Deportaților nu li se distribuia hrană suficientă, iar ei nu și-o puteau procura. Rația prevăzută de guvern nu a fost respectată, uneori nu se distribuia cu săptămânile, nu se asigurau lemne pentru încălzire și gătit. Și îmbrăcămintea a fost o mare problemă, mai ales că la ridicarea lor de acasă, romilor nu li s-a permis să-și ia haine de schimb sau obiecte personale. Deportații erau lipsiți de cele mai elementare obiecte, inclusiv de vase de gătit. Asistența medicală era aproape inexistentă, iar medicamentele lipseau de asemenea. Cei ce dispuneau de aur, de monedă românească sau de diferite obiecte le vindeau localnicilor pentru a putea supraviețui. Până în primăvara anului 1943, situația deportaților a fost dramatică din toate punctele de vedere. Au murit mii de romi, se murea de foame, de frig, boli și mizerie, iar cei care, printr-un miracol al sorții, totuși supraviețuiau, erau împușcați de jandarmi, fapt nespecificat de foarte multe ori în rapoartele vremii. Din cei peste 25.000 de romi deportați, aproximativ 11.000 au murit în locurile de deportare și doar 14.000 au supraviețuit Transnistriei. Romii care au supraviețuit deportării s-au întors în țară în primăvara anului 1944, odată cu retragerea armatei și a autorităților române în fața ofensivei sovietice. Dintre cei întorși în țară, alte sute de romi au decedat ca urmare a relelor tratamente din perioada deportării. Mulți dintre romii deportați, deși săraci, au fost cinstiți și nu au avut cazier. Prin drame reale au trecut chiar și familiile unor soldați romi care luptau pe front pentru România. Ciclul deportărilor s-a încheiat abia la data de 23 august 1944, când Ion Antonescu a fost înlăturat. Abia atunci s-a pus capăt pentru totdeauna politicii de exterminare, care a făcut atât de multe victime și a marcat generații la rând. Sub incidența pandemiei s-au produs modificări importante în domeniul educației, care privesc în special elevii aflați acum în ani terminali. Menționăm că în anul școlar 2021-2022 vor avea loc două etape de admitere pe locurile speciale pentru romi. Anul acesta vom avea două etape de admitere computerizate, etapa 1 și etapa 2. Ce este nou este că atât în etapa 1 de admitere, cât și în etapa a doua de admitere, locurile special alocate pentru elevii de etnie romă se vor folosi în ambele etape. Noutatea este că și anul acesta au apărut și locuri special alocate pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Partida Romilor Pro Europa derulează de peste 15 ani campania SOS Copiii Romi, proiect care vizează sprijinirea elevilor de etnie romă în accesarea locurilor speciale, orientarea lor școlară și profesională și încurajarea definitivării studiilor. Pentru atingerea acestor scopuri, organizația reprezentativă a romilor a semnat un parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și are derulate în fiecare an protocoale specifice cu inspectoratele școlare județene din București și din țară. Noi, Partida Romilor, suntem pregătiți pentru a desfășura această campanie educațională extrem de importantă, iar de departe pentru organizația noastră reprezintă principalul obiectiv în ultimii 15 ani de zile. Deci suntem pregătiți să o implementăm la nivel național,
Sunt convins că echipele noastre și tinerii noștri din partidă se vor implica la cel mai înalt nivel, pentru că avem tineri foarte buni și foarte bine instruiți. Sunt convins în egală măsură că partenerii noștri, ISMB-ul și toate ISJ-urile din țară, ne vor sprijini în implementarea măsurilor pe care de altfel le-am inclus în acordurile de parteneriat. Conform noilor măsuri prevăzute în ordinul numărul 5457 emis de Ministerul Educației și Cercetării, eliberarea recomandărilor pentru înscrierea în învățământul liceal pe locurile speciale pentru romi se desfășoară în perioada 5 octombrie 2020-29 ianuarie 2021, acestea putând fi eliberate atât fizic cât și online. Atenție! Data limită de depunere și înregistrare a recomandărilor la unitățile de învățământ de proveniență este 8 februarie. Recomandarea de apartenență la etnia romă trebuie depusă de părinte sau reprezentantul legal al candidatului, fiind necesară în dosarul de înscriere pentru admiterea în anul școlar 2021-2022. Orice recomandare depusă după acest termen nu va fi luată în considerare. Afișarea locurilor repartizate candidaților romi în licee se va face în data de 10 mai 2021. Elevii romi beneficiază de 1-2 locuri distincte în fiecare clasă, pentru fiecare profil sau domeniu de calificare. După afișarea locurilor, candidații romi absolvenți de clasa 8-a trebuie să completeze în zilele de 8 și 9 iulie 2021 opțiunile lor în fișele de înscriere pe locurile disponibile. Aceste opțiuni trebuie atent formulate și verificate. Ele vor fi introduse în baza de date în funcție de care este apoi realizată repartizarea computerizată a elevilor în licee. Prima etapă de repartizare a candidaților pe locurile speciale pentru romi va avea loc în data de 12 iulie. Repartizarea se va face într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere. Cea de-a doua etapă de admitere pentru locurile speciale rămase libere în licee va avea loc în luna iulie, în cadrul unei noi sesiuni de repartizare computerizată a elevilor. Amintim că la repartizarea computerizată din cele două etape de admitere participă numai elevii care au susținut examenul de evaluare națională. Anul viitor, înscrierile pentru examenul național al absolvenților de clasa a 8-a se vor face între 7 și 11 iunie. Proba scrisă la limba și literatura română se va susține pe 22 iunie, iar cea la matematică în data de 24 iunie. De asemenea, pe 25 iunie 2021 va fi programată proba scrisă la limba și literatura maternă, urmând ca pe 29 iunie, după ora 16, să fie afișate primele rezultate. În continuare traversăm o perioadă dificilă, fiind confruntați cu pandemia de coronavirus, dar traseul educațional al copiilor trebuie să-și urmeze cursul, iar reprezentanții Asociației Partida Romilor s-au pregătit să răspundă tuturor cerințelor candidaților în cadrul unei noi ediții a campaniei SOS Copiii Romi. Am adoptat o serie de hotărâri și vă asigur că această campanie se va derula așa cum prevede ordinul ministrului, iar noi vom gestiona campania la cel mai înalt nivel, așa cum am făcut-o în ultimii 15 ani. Da? În mediul rural ne vom pregăti cu echipe de campanie, pentru că știm că va fi destul de dificil pentru acei copii de etnie romă din mediul rural să aibă acces la aceste informații, mai ales dacă, pun un dacă aici, dacă pandemia de COVID-19 se va amplifica. Poate vom fi nevoiți să apelăm la acel mijloc de comunicare pe care l-am creat anul trecut și anume platforma online și după data de 29 ianuarie, noi cei de la Partida Romilor Pro Europa împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu toți ceilalți parteneri ai noștri, mă refer la inspectoratele școlare județene din țară, suntem cumva nevoiți să continuăm campania cu sesiuni de informare, pentru că vom ajunge în etapa foarte apropiată de momentul repartizării propriu-zise a candidaților de etnie romă și atunci
părinții trebuie să beneficieze de informații cu privire la completarea codurilor, formularele, codurilor scrierea, și da, toate celelalte documente extrem de importante. Amintim că părinții și elevii de etnie romă pot deja obține informații despre accesarea locurilor speciale și acordarea recomandărilor atât de la sediul central al Partidei Romilor, cât și de la sediile județene ale organizației, ale căror date de contact le găsiți pe pagina oficială a Partidei Romilor, dar mai ales accesând platforma educațională special creată soscopiiromi.ro. Liderii filialelor județene ale Partidei Romilor din întreaga țară s-au reunit de curând la București în cadrul ședinței Consiliului Director al Asociației Partida Romilor Pro Europa. Alături de președintele organizației Nicolae Păun, reprezentanții sucursalelor teritoriale ale asociației au discutat în cadrul ședinței cele mai importante activități și proiecte desfășurate la nivel național în ultima perioadă. Cele mai importante puncte pe ordinea de zi a ședinței au fost legate de implementarea campaniei Educație, Prevenție și Pregătirea Comunităților de Romi în perioada octombrie-decembrie 2020, acțiunile viitoare din cadrul campaniei educaționale SOS Copiii Romi privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022, precum și aprobarea candidaturilor Asociației Partida Romilor Pro Europa pentru alegerile parlamentare. De asemenea, un punct important pe agenda ședinței Consiliului Director al organizației a fost și evaluarea rezultatelor obținute de reprezentanții Partidei Romilor în urma alegerilor locale care tocmai s-au încheiat. Un moment de bilanț așadar pentru liderii comunităților de romi din întreaga țară și în același timp un bun prilej de a concluziona asupra importanței pe care îl are unul dintre principalele obiective ale asociației, acela de a obține o cât mai bună reprezentativitate pentru comunitățile de romi în cadrul structurilor administrative locale. Echipa emisiunii din Viața Romilor a urmărit dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului Director, o bună ocazie de a ne reîntâlni cu liderii mai multor filiale din țară și de a vă prezenta în această ediție o analiză la cald asupra rezultatelor obținute în mai multe județe de Partida Romilor în cadrul alegerilor locale din acest an, cum au votat romii anul acesta și ce planuri au liderii Partidei Romilor în urma rezultatelor obținute în alegeri pentru viitorul comunităților în următorii 4 ani, aflați imediat în materialul ce urmează. Domnul Romeo Tiberiade, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, filiala Dolj, ne bucurăm că astăzi suntem alături de dumneavoastră, este ședința Consiliului Director al Partidei Romilor și iată un bilanț, să spunem, pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni și, în special, unul din punctele importante ale ședinței a fost alegerile locale de anul acesta. Cum a fost la dumneavoastră în județ? Cum pot să spun că a fost în județ? A fost o muncă foarte, foarte mare pentru că a trebuit să alergăm în mai multe zone ale județului Dolj și vă dați seama că a fost imperios necesar prezența mea în comunitățile de romi. Pentru că sunt vorbitor de limba romanii, mă înțeleg cu ei mai bine, mai pe înțelesul lor. A fost o muncă până la urmă. Nu aș putea să spun că este foarte grea, pentru că ceea ce fac eu în fiecare zi, asta am făcut și în campania la alegeri locale. Am reușit să avem 8 consilieri pe lista Partidei Romilor și 10 consilieri la înțelegere cu Partidul Social Democrat și pe listele comune avem 10 consilieri la PSD și 8 pe lista Partidei Romilor. Suntem acum la negociere la una din localitățile noastre pentru obținerea postului de viceprimar. Cum credeți că arată aceste rezultate? Sunteți mulțumit? Vă așteptați la mai bine, la mai mult? Da, mă așteptam la mai mult, dar există un singur lucru pe care pot să vi-l spun astăzi, un lucru care se întâmplă cam peste tot în România, este faptul că romii noștri greșesc atunci când își exprimă votul. Unii votează pe același buletin de vot și un partid și partida și pentru asta se găsesc foarte multe voturi. Trebuie mai multă școală cu minoritatea romă în astfel de situații. Presupun că aveți planuri mari și poate mai mari decât în anii precedenți pentru județul Dolj.
cam ce v-ați dori să faceți cu aceste rezultate? Ce credeți că va aduce aceste rezultate pentru romii din Dolj? În primul rând este exemplu de bună practică, este exemplu fiecarei comunități în care își văd un lider de-a lor în instituțiile statului român. Este foarte important pentru ei, pentru că atunci când noi vedem un lider de-al nostru într-o instituție, așa cum de-a lungul anilor am văzut la Partida Romilor un deputat. Avem putere, moralul nostru este mult mai mare decât al altora și pentru asta este o mare satisfacție atât pentru mine cât și pentru cei din comunitățile de rom. Știm că problemele romilor și la nivelul județului Dolj, dar și în toată țara sunt destul de mari, mai ales în această perioadă a pandemiei. Cât din aceste probleme le vedeți noastră rezolvate cu ajutorul acestor rezultate pe care le aveți la alegerile locale? Din păcate, ne încurcă foarte mult această problemă care s-a întâmplat cu pandemia la nivel mondial. Ne-a oprit din drumul nostru și din proiectele noastre. Totuși, țin să mulțumesc colegilor de la Partida Romilor, în mod special tinerilor studenți, care ne-am deplasat, am fost nevoiți să ne deplasăm în comunitățile de rom pentru a aduce cât mai mult un sprijin al romilor. Am avut acum câteva acțiuni, o campanie tot pe campanie educațională, le-am dus ghiozdănele, i-am ajutat, am făcut meditație online cu ei, am pregătit pentru școală. Avem un grup de 10 profesori români în care am stabilit cu ei o înțelegere să facă voluntariat și să acorde elevilor care îi pregătim pentru liceu, adică meditație în mod gratuit. Vedeți o diferență în următorii 4 ani pentru viața romilor din Dolj? Da, văd o diferență. Să știți că am reușit într-o mare măsură să îi facem să înțeleagă că cel mai important lucru este educație. Dacă ai copilul la școală și dacă îți duci copilul la școală, este o mândrie, nu este până la urmă o prostie, așa cum spuneau unii. Este și exemple de bună practică pe care eu le-am dus în comunitățile de rom, așa cum sunt foarte mulți studenți care sunt afară și sunt și în țară, studenți de la Craiova, inclusiv fetița mea care a câștigat o bursă și mare un an și termină și studiază dreptul omului și de câteva zile lucrează la Comisiile Europene la Bruxelles. Deci sunteți mulțumit? Aveți speranțe? Sunt mulțumit. Nu numai eu sunt cel care pune umărul la toată chestiunea asta. Suntem o adevărată armată care contribuim la ceea ce înseamnă programele pe educație și incluziune socială. Am dorit să ne spuneți mai multe despre rezultatele pe care dumneavoastră ați reușit să le obțineți în județul Dâmbovița pentru viața romilor de acolo. Bună ziua, mulțumesc de invitație. După cum ați spus, mă numesc Răducanu Tudorică, sunt președintele Partidei Romilor Dâmbovița. Da, pot să spun că sunt foarte bucuros de rezultatele de pe Dâmbovița. După mine, cred că s-a scris istorie în Dâmbovița, e pentru prima dată când avem un număr de 28 de consilieri. Una peste alta, sunt mulțumit de tot ce am făcut. A fost o muncă titanică, având în vedere că în 2016 am avut succesul care l-am avut și n-am putut să mergem mai departe. S-a muncit enorm. Pe această cale țin să-i mulțumesc domnul președinte Nicolae Păun pentru încrederea care mi-a dat-o și mi-a acordat-o. Știți că el a fost coordonator pe Sud Muntenia și mi-a dat crezul, cum spui eu, și încredere ca eu, Tudorică Răducanu, să pot să negociez, să merg mai departe cu Partida Romilor. Sunt mulțumit de rezultatele Partidei Romilor, să putea și mai mult, dar una peste alta țin să mulțumesc tuturor colegilor mei din Dâmbovița. Țin să mulțumesc tineretului care a fost alături de mine, țin să mulțumesc tuturor membrii care fac parte din organizația Partidei Romilor și atât lor cât și organizația de femei care a avut un suport extraordinar de mare asupra comunității noastre de rom. Știm că problemele romilor, atât în Dâmbovița, dar în toată țara de altfel, sunt acelea pe care le știm destul de mari și sărăcia este una dintre cele mai mari probleme ale lor, mai ales acum în această perioadă a pandemiei. Vă rog să-mi spuneți, după aceste rezultate pentru care sunteți mulțumit și vă felicităm, vedeți o schimbare și o îmbunătățire a situației lor în următorii 4 ani? Într-adevăr,
sărăcia este foarte mare, și nu numai în rândul minorităților, și a majoritarilor. Interesul meu, și nu numai al meu, a Partidei Romilor, a fost ca noi să avem reprezentați în toate consiliile locale, municipale și acolo unde avem și județene. Pentru că numai așa, având reprezentanții noștri, putem să punem problemele reale cu care să ne întâmpinăm. După cum știți, de atâția ani de zile, 20-30 de ani, nu s-a făcut mai nimic. E lipsa de comunicare care a fost între, pot să spui, cei care au condus și între noi, între Partida Romilor. Având reprezentanții noștri, altfel să pun problemele peste tot, în toate primările care. După cum știți, noi n-am cerut decât educația copiilor noștri, nu vrem altceva decât să avem copii educați. Educația socială a noastră, care să mergem pe problemele care sunt apă, gaze, curent, probleme cu care ne confruntăm și canalizare, și locuri de muncă. Având reprezentanții noștri acolo, eu cred că problemele se va pune la masă și se va discuta și eu sper de data aceasta ca lucrurile să se rezolve. Aveți în fața dumneavoastră unul care a obținut cele mai bune rezultate la alegerile locale 2020 din țară. Sigur că da, sunt și bucuros. Înainte de toate vreau să felicit colegii mei pentru rezultatele lor, dar aștept și din partea lor să mă felicite pe mine, că așa este frumos. Și una peste alta consider că nu am muncit degeaba. Rezultatele au fost pe măsură. Noi, ca și organizație, organizația Partida Romilor, am avut un parteneriat politic cu Partidul Social Democrat. Am avut un parteneriat cu președintele Partidului Social Democrat, să zic așa, cu un om care este deosebit și un om de cuvânt, cum rar se întâlnește în țară, cu un om care ne cunoaștem de peste 20 de ani, am plecat în politică de când eram tineri și soarta ne-a adus aici să ajungem să discutăm între noi parteneriatele noastre și să punem în aplicare lucruri interesante, frumoase și de viitor, eu pentru comunitatea mea și el pentru partidul pe care îl reprezint. Partida Romilor, să știți că a obținut două mandate de primari, primari care sunt de etnie romă și mă bucur să scot în evidență acest lucru, primari care vorbesc limba romanie și sunt de ai noștri, vorbesc cu ei în limba romanică și eu vorbesc chiar foarte bine. Avem 3 viceprimari, la fel, vorbitori de limba romani și avem peste 22 de consilieri locali. Sigur că da, eu am ieșit consilier județean. Una peste alta, suntem 23 de aleși ai comunităților de rom. Avem o reprezentare destul de semnificativă, ținând cont de faptul că județul Ialomița este cel mai micul județ din țară și ponderea de romi este printre cele mai mici. Și atunci, vedeți dumneavoastră, proverbul, carul buturuga mică răstoarnă carul mare. Deci, județul Ialomița, unul dintre cele mai mici județe din țară, a obținut cele mai mari rezultate țară. Și asta datorită echipei mele, care țin să mulțumesc tuturor celor care au participat cu mine în campanie, celor care au tras cu mine în cei 4 ani, să zic așa, de a fost posibil să ajungem la aceste rezultate. Mai acum câteva interviuri în urmă, acum câteva luni, scoteam în evidență faptul că noi scoatem aleși local tradițional. Deci nu este întâmplător ceea ce se întâmplă acum în Ialomița, să zic așa, pentru că astfel de rezultate le-am tot obținut de vreo 4-5 mandate, să zic, de vreo 20-25 de ani. Întotdeauna am fost județul fruntaș, da, printre primele 4-5 județe din țară, când am avut la fel 2-3 primari, când am avut viceprimari, am avut consilier local cel mai mare număr din țară, la fel și acum. Deci, încă o dată s-a dovedit că prin muncă, seriozitate, da, se pot obține și rezultatele pe care noi le-am așteptat. Credeți că aceste rezultate bune pe care le aveți vor face o diferență pentru viața romilor din Ialomița în următorii 4 ani? Eu sunt foarte încrezător și nu ar trebui să ne mulțumim cu ceea ce am obținut acum. Nu ar trebui să ne oprim aici. Ba dimpotrivă, aceste rezultate, cel puțin pe mine, ca și reprezentant al organizației la nivel de județ, mă obligă
să identific în continuare problematica, problemele cu care se confruntă cetățenii de etnie romă și în același timp să găsesc modalități de rezolvare la problemele identificate. În acest sens, am o înțelegere cu președintele Consiliului Județean să dăm ființă unui birou pentru romi care să funcționeze în cadrul Consiliului Județean. Acest birou să aibă sub coordonare un alt birou care va fi în municipiul Țăndărei, altul în municipiul Fetești, altul în municipiul Urziceni și alte orașe din Ialomița. Aceste birouri sunt compuse din cel puțin 3 persoane de etnie romă și conduse de către o persoană de etnie romă, sigur că da, persoane pregătite cu studii superioare, care aceste persoane, aceste birouri trebuie să aibă în vedere identificarea și în același timp să găsească soluții de rezolvare la problemele cu care se confruntă cetățenii de etnie romă. Aș vrea să ne spuneți cum vă simțiți dumneavoastră după aceste rezultate pe care le-ați avut la alegerile locale? Raportându-mă la anul 2016, mă simt bine, pentru că am crescut față de anul 2016. Organizația noastră de la Brașov, Partida Romilor Pro Europa, a crescut. Nu mai spunem de anul 2012. Iar dacă mă raportez la ceea ce înseamnă anul 2020 și așteptările din intervalul 2016-2020, nu sunt mulțumit. O spun asta și mi-asum ceea ce spun. Sucursalele noastre din județ nu s-au mișcat așa cum trebuie. Nu este vina oamenilor. Oamenii ori nu au ieșit la vot, ori și-au îndreptat votul către partidele mari, partidele tradiționale, iar oamenii nu pot fi învinuiți pentru asta, pentru că probabil noi nu am știut să le transmitem mesajul de care aveau nevoie, probabil nu am fost destul de convingători, probabil munca noastră din ultimii 4 ani nu a fost destul de convingătoare pentru ei. Este adevărat, resursele noastre financiare sunt foarte puține, sunt foarte mici în comparație cu partidelor mari și atunci probabil și acest factor a contribuit la semi-eșecul nostru. Spun semi-eșec pentru că, deși ne-am descurcat bine la aceste alegeri, sunt localități unde am scos 2 consilieri locali, sunt localități unde avem șansa la obținerea unui post de viceprimar. Nu mă mulțumește personal treaba asta pentru că puteam mai mult. Și în momentul în care ai o echipă bună, așa cum avem noi la Brașov, o echipă formată din tineri, cu putere de muncă și cu voință și cu școală, bineînțeles, ne este oarecum ingrat să spunem acum că suntem mulțumiți. Eu personal, în calitate de coordonator al acestei campanii electorale care a trecut, nu sunt 100% mulțumit. Și mă rog și sper ca ceea ce înseamnă viitorul nostru să se regăsească în încrederea oamenilor față de organizația noastră și la campaniile electorale care vor urma. Pentru că ceea ce va urma este mult mai important decât ceea ce a fost, pentru că din ceea ce a fost nu mai putem schimba nimic. Ne spuneați totuși că sunteți mulțumit față de acum 4 ani de rezultate. Care sunt rezultatele, practic, pentru care sunteți mulțumit? Da, avem un număr de 9 consilieri locali aleși la scrutinul acesta electoral, cu 2 mai mulți față de anul 2016. Avem localități unde am avut surprize mari, cum ar fi Comuna Șinca, municipiul Făgăraș, unde avem acum 2 consilieri, când în 2016 am avut un singur consilier. Comuna Racoș, unde iară stăm bine, avem 2 consilieri locali, Comuna Homorod, unde avem un consilier local, Comuna Budila, unde avem un consilier local, Comuna Lisa, unde avem un consilier local. Vorbim și de eșecurile acestei campanii, pentru că aici mă refer la Comuna 5, unde n-am reușit să atingem coeficientul electoral, Comuna Teliu, iar o dezamăgire pentru mine, Comuna Ormeniș, o dezamăgire pentru mine, Comuna Ungra, unde am pierdut la un singur vot, dacă vă puteți imagina acest lucru. Prezența unui om în secția de vot de acolo s-a dovedit a fi fatală pentru noi. Vreau să vorbesc, pentru că m-ați întrebat de ceea ce sunt mulțumit. Sunt mulțumit că oamenii tineri din organizația noastră au ajuns consilieri locali. Și când spun oameni tineri, mă refer la tineri de 24, între 24 și 35 de ani, care sunt în legislativul comunelor din care provin și care au o șansă în plus
să schimbe comunitățile acelea în bine. Bineînțeles, atât timp cât partidele mari, tradiționale, PSD, PNL, acceptă o schimbare pentru comunitățile de romi și acceptă ca noi să nu mai fim ținuți într-o sclavie modernă, cum o numim noi, o sclavie care se referă la lipsa de apă, lipsa de canalizare, lipsa de energie electrică, lipsa de gaze naturale. Toate aceste lucruri se regăsesc probabil în neputința oamenilor de a-și asuma identitatea și neputința oamenilor de a recunoaște că Asociația Partida Romilor pe Europa reprezintă cea mai bună soluție pentru ei. Însă, ceea ce îmi propun și ceea ce sper pentru viitor este ca noi să putem să avem forța și puterea să-i convingem pe oameni să ne acorde votul etnic de fiecare dată când venim în fața lor și să le dovedim, bineînțeles, în mandatele noastre că noi ne luptăm pentru ei și cel mai important lucru este ca oamenii să înțeleagă că singura șansă a romilor este Asociația Partida Romilor pe Europa. Bună ziua, domnul Emil Nea Lăcătuș. Ne bucurăm foarte mult să ne revedem după așa o perioadă lungă în care n-am mai avut voie, să spunem așa. Este astăzi ședința Consiliului Director, a fost. Este un moment de bilanț și unul din punctele importante ale acestei ședințe a Consiliului Director a Partidei Romilor a fost alegerile locale, evident, care tocmai s-au încheiat și care au adus rezultate în mai multe județe, mai mult sau mai puțin bune. Am vrea să știm la dumneavoastră cum au fost rezultatele la alegeri. Mai întâi vă spun și eu să rămână, mulțumesc de invitație. Bună ziua telespectatorilor care ne urmăresc în emisiunea Din Viața Romilor, care eu zic că e o emisiune binevenită în toată țara pentru că arătăm aspecte din viața romilor și lucruri importante de la fața locului. Știm cu toții că a fost o perioadă destul de grea pentru unii și pentru alții mai puțin grea, pentru că au fost alegerile aceste locale care, sigur, cu pandemia asta trebuia să ajungem în fiecare comunitate și să coborâm la nivelul fiecărui om, să stăm de vorbă, să le explicăm ce au de făcut. Vreau să vă spun că la Partida Romilor Bistrița-Năsăud are un acord de parteneriat încheiat cu Alianța pentru Bistrița-Năsăud, care sunt patru partide care s-au aliat cu PSD-ul, Alianța pentru Bistrița-Năsăud formată din PSD, UDMR, Pro-România și ALDE. Și Partida Romilor a încheiat un acord de parteneriat cu PSD-ul. Vreau să vă spun că la Bistrița-Năsăud am obținut, eu zic că după un județ atât de mic cu 240.000 de locuitori, rezultate pe măsură, adică destul de bune, pentru că eu, în calitate de președinte al Partidei Romilor, sunt la al patrulea mandat de consilier județean în acordul de parteneriat, așa cum spuneam, cu PSD-ul. Am obținut 7 consilieri pe listele Alianței, tot adică PSD-ul, în comunitățile mari de rom și 3 pe Partida Romilor. Avem 10 consilieri locali, avem reprezentativitate aproape în fiecare comunitate de rom unde avem comunități mari de rom. E un lucru bun pentru că, așa cum spuneam de multe ori, stăm la masă cu cei care decid soarta comunităților, începând de la județ, începând comunitățile de rom din fiecare comună. Și eu zic că, având această experiență și știind ce înseamnă un consilier județean pentru comunitatea noastră și nu numai pentru comunitate, pentru comunitatea județului Bistrița-Năsăud, că un consilier județean reprezintă județul, este mini-parlamentul județului, unde se decid, de acolo pleacă banii, unde se decid dezvoltarea comunității, unde de acolo pleacă banii pentru infrastructură, canalizare, apă, gaz, diferite instituții care sunt sub tutela Consiliului Județean, ca și la Bisa, unde s-au făcut lucruri frumoase, Spitalul Județean Bistrița-Năsăud, unde este un exemplu pentru țara noastră, pentru că este un spital dotat și pus la punct de către președintele Consiliului Județean, care este un bun coordonator și un manager de spital, care sigur a făcut lucruri frumoase. Și în diferite comunități unde avem lucruri importante care s-au făcut. Au ajuns în fiecare comunitate asfalt, unde era o necesitate pentru comunitățile noastre de rom. Nu putem să spunem că în județul Bistrița-Năsăud nu există drum să nu fie asfaltat. Adică avem infrastructură pusă la punct. Sigur, acum se lucrează la un proiect unde se va aduce gazul în diferite comunități unde la ora actuală nu este gaz, dar mai sunt lucruri de făcut și exact cum spuneam, continuăm munca încă în județul nostru.
Rezultatele de la dumneavoastră din județ arată, și ne bucurăm de asta, arată faptul că romii de acolo au înțeles că pentru a avea rezultate la problemele lor este nevoie de continuitate și este una din puținele zone unde romii au înțeles într-adevăr acest lucru, că necesită mai mult timp ca să ajungi la rezultate și atunci ai nevoie de reprezentanți. Romii au perceput mesajele noastre pentru că, așa cum spuneam, au văzut că ca să ajungi la o instituție, începând de la o prefectură, la instituția prefectului, la Consiliul Județean, la o instituție, la unde e nevoie, dacă ai reprezentativitate și bazi la ușă și spune cine vine, consilierul județean, atunci ai ușa deschisă. Când spune vine de la Partida Romilor, spune că nu-s aici, sau spune hai mâine. Și atunci, sigur, ei au știut și au văzut ce înseamnă să ai reprezentativitate în consiliile locale și în consiliile județene, că, sigur, altfel să deschid ușile și altfel găsești soluții de rezolvare pentru problemele cu care vin oamenii noștri. Sunt probleme care vin, alții vin cu pământul, alții vin cu amenzi, alții vin cu nu le merge un bec în comunitate, alții că n-au un pod. Și atunci, sigur, ei vin spre noi. Și atunci când sunt din postura de consilier județean la o instituție, la o primărie, lucrurile se mișcă altfel. Adică trebuie să înțeleagă, și fac un apel pe această cale comunităților noastre de rom, să înțeleagă că singura formațiune este Partida Romilor și să nu se lase așa ușor de manevrați, pentru că trebuie să vadă că au o reprezentativitate și să fie aproape de oamenii noștri din comunitățile noastre de rom. Și mulțumesc pe această cale încă o dată, domnule președinte Nicolae Păun, că, așa cum spuneam, datorită Partidei Romilor sunt ceea ce sunt consilier județean la al patrulea mandat, pentru că s-a văzut activitatea Partidei Romilor în comunitățile noastre de rom și au văzut că avem activitate și avem în spate ceva, adică un electorat. Și atunci, sigur, formațiunile politice, cele de pe stânga sau dreapta, nu vin să bată la ușă la tine dacă n-ai în spate ceva. Așa cum spuneam de fiecare dată, trebuie să ai tu în spate. Un om, ca să conducă o turmă sau ceva, trebuie să aibă el în spate ceva, să fie pe lângă el cineva. Și atunci, așa cum spunea și domnul președinte, liderii noștri din țară, dacă au în spate comunități întregi și sunt ascultați, sigur că suntem o forță. Dacă ești singur și vede că nu ești implicat, atunci nu vine nimeni să te caute, să te propună sau să-ți propună consilier sau știu alte lucruri care sigur ți se potrivesc pentru comunitățile noastre de rom. Vă mulțumesc încă o dată și rog pe toți romii din România să urmărească emisiunea Din Viața Romilor, pentru că, așa cum spuneam, arătăm aspecte din viața romilor. Adică în fiecare săptămână veniți cu lucruri concrete de la fața locului și de la firul ierbii, adică lucruri reale. Și atunci, sigur, multă lume mă oprește și spune: vă urmăresc emisiunea Din Viața Romilor, arătați lucruri foarte importante. Și vă mulțumesc pe această cale. Bună ziua și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să-mi exprim și un punct de vedere despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă în alegerile locale, pentru că a fost un lucru important pentru mine de a face continuitatea în Consiliul Județean, pentru că sunt reales și voi fi pe viitorii 4 ani, unde voi participa la luarea deciziilor în Consiliul Județean. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor romilor și neromilor care au avut încredere de a pune ștampila pe listele unde am candidat eu și eu le promit că tot ce stă în putință cu experiența mea căpătată de-a lungul anilor de a veni cu decizii benefice pentru locuitorii județului Gorj și pentru oamenii care provin din grupul vulnerabil, pentru că noi avem o strategie care a fost înființată și acceptată de membrii Consiliului Județean pe perioada 2010-2025 și trebuie să punem în practică cel puțin 80% să fie realizată și se va observa foarte multe lucruri utile în județul Gorj. Avem un număr de vreo 12-13 consilieri care provin din comunitățile de romi. Așteptările erau mult mai mari și sper că în viitor o să înțeleagă tinerii să participe la luarea deciziilor și să avem nu numai consilieri, primari și viceprimari.
Credeți că următorii 4 ani vor aduce schimbări în bine pentru viața romilor din județul Gorj? O să fie foarte greu transformarea asta, pentru că încă la noi în comunități se mai ține cont de sfatul bătrânilor. Mai e chestia asta ca să bătrânii au un cuvânt mai mult de spus. Dar noi trebuie să le dăm încredere tinerilor, oamenii să creadă în tineri, pentru că au un alt concept, au ulta alt limbaj politic în fața găciilor și ei, noi gândim într-un fel, dar exprimarea e mai grea pentru noi, bătrânii, cu tehnologia care este în ziua de astăzi, dar noi trebuie să transformăm la tineri ce gândim și ei să fie, de fapt, cei care duc mai departe ce e util, ce e bun în fața autorităților locale, în fața autorităților județene, să fie vocea noastră. Adică mesajul să plece altfel. Nu ne mai interesează ce îmi dai, Sodezma, adică interese personale, și pe noi ne interesează interes de grup, interesul comunităților, pentru că sunt timpuri grele și vorbim și mai grele. Și dacă nu participăm la luarea deciziilor, comunitățile de rom vor avea de suferit. Vă mulțumesc, vă doresc mult succes pentru următorii ani și rezultate cât mai multe. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră, pentru că de fiecare dată ați ținut cont de regiunea noastră sud-est Oltenia și n-ați ținut cont că ăla e țigan tradițional, ăla e glăutar. Dumneavoastră ați făcut emisiunea să fie cât mai plăcută și să meargă vocea romilor acolo unde trebuie și să ne exprimăm și noi punctul de vedere. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc toate cele bune. Ne bucurăm că astăzi suntem alături de dumneavoastră. Este ședința Consiliului Director al Partidei Romilor și iată un bilanț, să spunem, pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni și în special unul din punctele importante ale ședinței a fost alegerile locale de anul acesta. Cum a fost la dumneavoastră în județ? Dacă mă întrebați pe mine dacă sunt mulțumit, sincer, eu nu sunt mulțumit de rezultatele astea. Cu tot de chere sunt bune, așa cât de cât, dar nu în totalitate. Probabil că romii noștri din județul Vrancea, trăind în toți acești ani în această traumă, pot să spun așa, și mă refer direct la persoanele care au reprezentat anumite unități administrativ-teritoriale din anumite localități, cu ideea că dacă mă vede primarul că votez pe altcineva, e o problemă. Lucru pe care mi s-a întâmplat în această campanie, eu tot timpul am stat în mijlocul comunităților și cred că s-a observat acest lucru, dar cu mici excepții, cu siguranță suntem mulțumiți. Eu am câștigat un post de consilier județean pe lista Partidului Național Liberal, așa cum de altfel a fost încheiat acest acord de susținere politică. Țin să mulțumesc organizației Partida Romilor pentru încrederea care mi-a acordat-o, cât și colegilor din teritoriul de la noi, de la Vrancea. Cu siguranță problemele sunt multiple a comunității noastre de romi și mai ales în Vrancea, cu lipsa actului de proprietate, lipsa curentului electric, lipsa apei potabile și multe alte lucruri pe care nu s-a întâmplat în toți acești ani. Adică acolo unde a fost comunitate de romi s-a oprit și asfaltul și apa și curentul și mai mult decât atât copiii, aflându-se în multe imposibilități de a frecventa cursurile școlare. Or, nouă nu ne rămâne acum decât eu din postul de consilier județean. Vă dați seama că pentru mine e o responsabilitate mult mai mare, așa, pentru a căuta soluții împreună cu colegii noștri de la Partidul Național Liberal și cu colegii noștri de la Partidul Romilor pe Europa, pentru că în momentul de față ne considerăm ca și o familie, pentru a găsi soluții de îmbunătățire a situației romilor din Vrancea. Fac parte dintr-o comunitate destul de mare, peste 7.000 de oameni de etnie romă. Dar însă avem harul din partea lui Dumnezeu de a avea o parte de o comunitate foarte bine dezvoltată, oameni integrați, oameni care sunt foarte responsabili în viața de familie și care nu creează probleme. Pentru mine, ca primar, este o motivație în plus, având în vedere faptul că prin ajutorul bisericii romii din Slobozia Bradului au reușit să se integreze social, să pun umărul, să îi pot ajuta mai mult să se dezvoltă din punct de vedere administrativ și să le fiu un sprijin.
Așteptările mele pentru Slobozia Bradului sunt foarte, foarte mari. Însă, în campania electorală, m-am limitat să vin înaintea oamenilor cu lucruri rezonabile pentru ei din punctul lor de vedere. Dar însă, intenționez să fac din Slobozia Bradului un oraș european. Și voi reuși. Rezultatul la nivel de organizație, la nivel național, este mult mai bun ca în 2016. Sunt consilieri județeni, sunt consilieri locali, consilieri municipali. În jur de vreo 300 și ceva de consilieri locali, am înțeles că sunt la un scurt bilanț și sper să fie, să fie numărul real. În ceea ce privește județul Mehedinți, trebuie să recunosc că nu am un rezultat extraordinar pentru un an precis, n-am avut. Datorită faptului că noi acolo am avut parteneria cu Partidul Social Democrat. Ne s-a oferit post de consilier județean. În primă fază nu o să intrăm pentru că e un loc mai sus, dar aseară am avut întâlnire cu domnul președinte Radu Georgescu și voi ocupa funcția de consilier pe probleme de la cabinetul președintelui Consiliului Județean. Avem 4 consilieri locali din 8 cât am avut în 2016. Cum credeți că vor reflecta aceste rezultate viața romilor în următorii 4 ani? La dumneavoastră în județ, la mine în județ, sper să înțeleagă, pentru că rezultatul nu este real al nostru. Sper să înțeleagă că trebuie să dăm mâna, să ne unim, să mergem, să ne ocupăm de comunități mult mai mult, să explicăm care sunt avantajele dacă vom fi noi în persoană la masă și nu pe anumite alianțe. Sunt bune și aceste alianțe, având în vedere că pe zona Olteniei Partidul Social Democrat stă foarte bine, sunt parteneri de încredere și tot timpul ne-au sprijinit. Dar dorința mea ca orice președinte care conduc cu Irnie este de a fi la masă pe organizația noastră, pe viitor. Eu sper să înțeleagă mesajul, sper ca ăștia 4 ani să bată lipsurile că noi nu mai suntem la unele consiliul care nu mai participăm. Și sper să vadă această problemă ca pe viitor să o rezolvăm, să fim noi cât mai mult la masă. Să spunem așa, din punctul dumneavoastră de vedere al președintelui Partidei Romilor din județul Mehedinți, cum veți încerca și cum credeți că veți reuși să-i ajutați pe romii din Mehedinți să aibă totuși un trai mai bun conform secolului în care trăim acum? Ce vreau să vă spun, dacă voi ocupa funcția de consilier a președintelui Consiliului Județean, vă dați seama că voi lupta pentru ei. Mai mult, județul nostru a aprobat un plan de măsuri, care sper cu această ocazie să-l punem în aplicare. Suntem 4 județe din țară care avem acest plan de măsuri. Acolo, în planul de măsuri, reflectă toate problemele lor. Eu sper că e etapizat, să încep cu domnul președinte, să lucrez pe el. Este aprobarea Consiliului Județean până în 2025. Noi, în județul Cluj, am avut un rezultat, să zic, destul de bun față de acei ani anteriori care a fost o conducere în care nu a avut niciun rezultat. Am venit cu forțe noi, am venit să facem ceva pentru comunitățile de rom, să avem reprezentanți în județ, în consiliile locale, acolo unde se decide soarta locală, soarta județeană, municipală și, ce să nu zic, și cea județeană. Avem un rezultat cu un număr de 15 consilieri, care îi avem pe organizația noastră a Partidei Romilor și prin alianță 2 pe alt partid politic. Ce veți face cu aceste rezultate în următorii 4 ani? Cu aceste rezultate vom încerca să le dublăm peste 4 ani, de ce nu să le triplăm, să avem mai mulți consilieri, să avem un consilier județean și de ce să nu zic și un viceprimar, un primar în unele localități cu pondere mare de romi. Acum că reprezentativitatea, așa cum ați spus, este mai mare decât a fost până acum pentru comunitățile de romi de acolo, știm că problemele sunt multe și puțin probabil să le putem rezolva atât de repede și atât de ușor, dar cu ajutorul acestor consilieri și a rezultatelor pe care le-ați avut în alegerile locale, considerați că va exista o schimbare în următorii 4 ani? Tot timpul trăim o speranță. Și în acest moment trăiesc cu speranța că acești consilieri locali care vor fi formați în următoarea perioadă de către conducerea centrală și cea județeană din județul Cluj vor fi formați în a iniția unele proiecte și unele planuri de viitor pentru comunitățile lor și cred că vor avea un succes și un rezultat destul de bun.
Dumneavoastră, ce planuri aveți, să spunem, pentru viața romilor din județul Cluj? În ceea ce mă privește, sunt onorat ca să fac parte, azi s-a decis cei 6 candidați care vor fi la funcția de deputat în Parlamentul României și sunt unul dintre acele persoane. Sunt onorat și pe această cale mulțumesc domnului președinte Nicolae Păun și Conducerii Centrale pentru că mi-a acordat această oportunitate de a candida pe lista parlamentarilor pentru deputați din partea Partidului Romilor Pro Europa. Sperăm că în viitor o să încercăm să avem minim un reprezentant în Parlamentul României care va veni în sprijinul comunităților și tuturor oamenilor din întreaga țară. Vă doresc atunci succes să puteți realiza ce vă doriți pentru romii din județul Cluj și vă așteptăm cu rezultate la ceea ce vă doriți. Mulțumesc și eu și dumneavoastră și pe această cale aș vrea să mulțumesc tuturor romilor din județul Cluj. Te avem Bahtale, te juven, anibut bărșilomale! Nu plecați! Emisiunea continuă după o scurtă pauză. Revenim imediat! Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Din Viața Romilor. A doua jumătate a anului 2020 este marcată de zona politicului. Iată că au trecut alegerile locale și ne îndreptăm cu pași repezi spre alegerile parlamentare. Până la momentul discuției noastre, data de 6 decembrie rămâne data la care vor avea loc alegerile parlamentare. Săptămâna aceasta, Biroul Electoral Central a admis în ședință candidaturile propuse de mai multe organizații ale minorităților naționale, printre care se află și Partida Romilor Pro Europa. În acest context, invitat în platou este astăzi domnul Cătălin Manea, prim-vicepreședintele organizației Partida Romilor și primul candidat propus pe listele Partidei Romilor. Bună dimineața, domnule Manea, și bine v-am regăsit! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Iată că poate pentru mulți dintre telespectatori este o surpriză plăcută de altfel. Așadar, intrați în cursa pentru alegerile de la Camera Deputaților în anul 2020. Cum vi se pare? Era un pas firesc, domnule Manea, în cariera dumneavoastră? Este un pas important, nu știu dacă era un pas firesc. În primul rând trebuie precizat că reprezint organizația și nu mă reprezint pe mine însumi. Eu sunt doar unul dintre candidații, e drept, sunt primul de pe listă, dar misiunea mea și a colegilor mei de la centru și din teritoriu nu va fi una foarte ușoară. Adică, pe de o parte este o onoare pentru mine, pe de altă parte mă obligă să fiu extrem de responsabil, extrem de atent și să fac tot ceea ce depinde de mine și de organizația pe care o reprezint, astfel încât minoritatea noastră, minoritatea romă, să fie reprezentată la cel mai înalt nivel, iar pe agenda Guvernului României, indiferent de culoarea pe care o va avea după alegerile din 6 decembrie 2020, să apară aceste probleme care, din păcate, în ultima perioadă, în ultimii ani, s-au tot amplificat. Tot am discutat despre multiplele probleme cu care se confruntă minoritatea noastră, mai ales în mediul rural, și sigur că soluții n-au apărut, voință politică nici atât. Iar unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus este acela de a pune pe agenda publică, pe agenda Guvernului României și pe agenda Parlamentului soluții pentru rezolvarea problemelor cu care încă se confruntă minoritatea romă. Cum percepeți această nouă etapă? Este o etapă, hai să spunem, de maturitate a organizației noastre. Cred că telespectatorii ar trebui să afle de la mine că organizația noastră este într-un plin proces de reformare, nu doar odată cu depunerea candidaturilor pentru Parlamentul României, ci pur și simplu de 7-8 ani de zile tot încercăm să schimbăm lucruri astfel încât să fim cât mai eficienți și cât mai punctuali în ceea ce ne-am propus pentru oamenii pe care îi reprezentăm la nivel național. Repet, este o etapă de maturitate a organizației noastre, sunt schimbări, sunt foarte mulți lideri tineri care au apărut, asta nu înseamnă că cei care
nu mai sunt atât de tineri și au epuizat cumva rolul, nici pe departe nu putem vorbi de așa ceva, ci pur și simplu suntem în secolul 21, repet, sunt lideri tineri, sunt lideri care sunt foarte bine ancorați în realitate și dinamici, cu pregătire. Pot să spun că și principiul acesta al meritocrației este destul de evident în ultimii ani în cadrul organizației noastre. Mai mult decât atât, cred că există și o vocație și o responsabilitate din partea tuturor celor care sunt pe lista de candidați la Parlamentul României în alegerile din 6 decembrie, cât și la nivelul tuturor celorlalți consilieri locali, județeni, care după alegerile locale, să știți că nu sunt puțini. Ați vorbit de lista aceea, eu zic să îi numim și pe colegii dumneavoastră de pe listă, dacă tot ați pomenit. Cine se mai sunteți primul pe listă, cine se mai află? Păi, se află Ionuț Păun, care este un tânăr foarte bine pregătit și extrem de implicat în ultimii ani în activitățile desfășurate de organizație. Coordonează alături de Adrian Berbec, un alt candidat pe listă, un alt coleg, organizația de tineret, a Partidei Romilor la nivel național. Să știți că au avut rezultate, au reușit să strângă foarte mulți tineri în jurul lor, în jurul ideilor pe care practic le-au pus în aplicare, plecând de la statutul nostru, de la obiectivele noastre principale ale organizației Partida Romilor. Un alt candidat este Dragoș Roșianu, este un tânăr, un tânăr președinte, aș putea să spun, are ceva experiență. Despre Dragoș aș putea spune că a lucrat an bun de zile în administrația publică locală, a fost expert pe problemele romilor, este implicat în viața politică, iar acum în alegerile locale din 27 septembrie a obținut un scor foarte bun, a reușit să depună liste de candidați în peste 20 de localități din județul Cluj. Un rezultat bun, are echipă, este un tip modest, echilibrat, spun eu, cu experiență. Un alt candidat este Ionuț Androne, un alt lider, tânăr, să spunem, al Partidului Romilor. Făgăraș, din județul. Da, este coordonator al activităților noastre din județul Brașov. Și el, spun că a făcut o figură foarte frumoasă în aceste alegeri locale. Noi l-am tot prezentat în emisiunea noastră cu rezultate. Candidat, să știți că el a candidat pentru funcția de primar al municipiului Făgăraș și chiar dacă n-a obținut mandatul de primar, noi cumva suntem mândri de el pentru că a reușit să obțină un scor mult mai bun decât PNL-ul și decât alte partide parlamentare. Ionuț Androne, alături de echipa pe care a reușit să o închege în ultimii 3 ani de zile, pot spune că a reușit chiar să facă o figură frumoasă în județul Brașov, a scos o serie de consilieri locali. Și sigur că și imprimat, aș putea spune că a imprimat o direcție etnică care nu poate fi decât una îmbucurătoare pentru noi toți. Care sunt avantajele faptului că minoritatea romă va avea cel puțin un reprezentant în Parlamentul României? Avantaje. Este o reprezentare, aș putea spune... Firească? Firească, este una mai curând simbolică. Dar sigur că odată ajuns în Parlamentul României, reprezentantul minorității rome, ca de altfel și reprezentanții tuturor celorlalte minorități, nu trebuie să fie pe post de mobil acolo. Adică simbolic, dar totuși ești într-un mandat, ești demnitar, reprezinți toți cetățenii, în particular reprezinți o minoritate. Are un rol în măsura în care reușește să pună, repet, pe agenda publică, pe agenda guvernului, pe agenda parlamentului, să impună anumite probleme vechi de mai bine de 30 de ani, în sensul de a le rezolva și de a îmbunătăți cumva soarta minorității pe care o reprezintă. În viziunea dumneavoastră, care ar trebui să fie principala preocupare a viitorului deputat? Păi, pe de o parte, trebuie să aibă viitorul deputat,
sigur că trebuie să aibă o agendă foarte bine conturată în ceea ce vizează legislativul. Pe de o parte, principalele direcții pe care ar trebui să le urmeze și să miște lucrurile de așa manieră încât să, repet, să se îmbunătățească situația comunității rome, vizează pe de o parte domeniul educației și ei sunt o serie de modificări legislative care ar trebui făcute cât mai curând, de la admiterea elevilor romi pe locurile alocate distinct lor până la modificarea destul de consistent, aș putea spune, a legii educației, în sensul de a încadra noi mediatori școlari, de a încadra inspectori școlari pentru problemele romilor, pentru problemele educaționale ale copiilor romi, în mod distinct, alții decât cei pentru minorități, în sensul de a crea facilități pentru copiii de etnie romă din mediul rural, pentru a putea urma învățământul care de altfel este gratuit și obligatoriu și este un drept garantat prin Constituția României, repet, pentru toți copiii din mediul rural și mai ales pentru acei copii care provin din medii socioeconomice defavorizate și nu avem puțin copii în zona asta, sunt zeci și sute de mii de copii extrem de necăjiți. Pe de altă parte, aș putea spune că unul dintre obiectivele pe care deputatul romilor trebuie să le urmărească și în egală măsură să și-l asume, unul dintre obiective este în domeniul dezvoltării comunitare. Aici avem ceva, hai să spunem, o zonă, este o zonă sensibilă pentru că vorbim de administrația publică locală și vorbim despre autonomia administrației publice locale. Sigur că noi ne-am dorit ca în comunitățile noastre, câteva sute la număr, oamenii să aibă acces la principalele utilități, totuși suntem în secolul 21 și vă reamintiți și dumneavoastră de bază, că în multe alte emisiuni am punctat aceste probleme, da? Sunt zeci de mii de familii care încă nu au acces la energie electrică, la apă potabilă, nu mai spun gaz sau canalizare, că deja este un lux. Guvernul are o serie de pârghii la îndemână, Ministerul Dezvoltării Regionale de asemenea, repet, pentru a putea mișca aceste lucruri, pentru a putea imprima o direcție corectă de dezvoltare a comunităților de romi, trebuie să existe o voință politică mult mai largă din partea partidelor parlamentare care vor forma noul guvern, cât și din partea partidelor parlamentare care vor fi în opoziție. O să intervin și o să vă întreb cum vedeți dumneavoastră că se va configura până la urmă scena politică actuală. Da, plecând de la rezultatul alegerilor locale din data de 27 septembrie, asistăm la două partide mari, vorbim de PSD și PNL, cu scoruri apropiate, să spunem așa, 30-31%, adică sunt niște mici diferențe. Dar totuși cu niște schimbări. Sunt două partide mari, n-aș vorbi despre stânga și dreapta, pentru că, repet, de foarte multe ori am spus lucrul acesta, noi stăm în România mai prost, ca să nu spun că suntem aproape repetenți la capitolul doctrine și ideologii politice și mi se pare mai mult decât penibil în momentul în care văd în spațiu public tot felul de politicieni care ne vorbesc nouă despre clivajul stânga-dreapta, despre cât de dreapta sunt unii și cât de stânga sunt alții. Totuși, plecând de la afirmațiile lor în logica asta a stângii și a dreptei, pe dreapta avem deja un USR care probabil tinde undeva înspre 10%, nu cred că va depăși mai mult de 10% în alegerile parlamentare, e părerea mea personală. Mai există și un PMP care, spun eu, că a obținut un scor cât de cât bun, care să-i confere cumva siguranța de a face pragul electoral de 5%, potențial de creștere, din punctul meu de vedere, nu are, deci cam acolo va fi PMP-ul, 5, poate maximum 6%, deci PNL-ul, USR-ul, PMP-ul, cam astea sunt partidele de pe dreapta, iar partidele de pe stânga, PSD-ul, care e cap de listă cu aproximativ 30%, repet, plecăm de la rezultatul alegerilor locale, care de regulă reprezintă și un barometru pentru alegerile parlamentare, dată fiind și distanța care nu este atât de mare, adică peste două luni vom avea alegeri parlamentare.
PSD-ul, există Partidul Pro-România, aici probabil că va conta foarte mult și de structurile din teritoriu, dacă acest partid va putea să crească mai mult, să ajungă undeva înspre 6-7% la nivel național. Există un new entry, ca să zic așa, PPU-SL, da, Partidul Puterii Umaniste, Social și Liberal, care a făcut o figură bună în anumite localități din țară, dar vom vedea dacă acest partid va candida singur sau dacă va intra într-o alianță electorală deja cu Partidul Social Democrat. O să vedem ce se va întâmpla cu ALDE. Nu în ultimul rând, trebuie să luăm în calcul o minoritate foarte puternică care întotdeauna a reușit să încline balanța, și aici este vorba de UDMR, care, din punctul meu de vedere, va reuși, ca de altfel în toate celelalte cicluri electorale, să obțină pragul electoral și să încline cumva balanța în favoarea stângii sau a dreptei, așa, în formarea noului guvern. Nu întâmplător v-am întrebat despre cum se va configura scena politică, pentru că minoritatea romă are nevoie de susținere, de înțelegere și, până la urmă, voiam să vă întreb care este deschiderea partidelor politice spre a ajuta cumva minoritatea romă sau a o sprijini până la urmă, pentru că în anii trecuți ați văzut cât de greu s-au făcut pașii. Adică noi am tot tras semnale de alarmă, însă eu cred că trebuie să fim foarte pași mărunți. Da, să fim foarte onești și să spunem că cu excepția perioadei în care guvernul României a fost condus de către domnul Adrian Năstase, după, adică în perioada 2000-2004, după 2004 și până în prezent, nu a existat niciun fel de voință politică în ceea ce privește dezvoltarea comunităților de rom, sau mai bine spus, o abordare, haideți să spunem, firească, o abordare în spiritul constituțional a cetățenilor români de etnie romă, în sensul de a se dezvolta și de a li se asigura șanse egale în toate domeniile. Repet, nu a existat voință politică, în afară de faptul că am asistat în ultimii 20 de ani, să spunem, la foarte multe declarații. Ele nu s-au materializat, au rămas doar la stadiu de intenție și sigur că da, n-au existat nici pârghii și nici canale de comunicare. Convingerea mea este că în următoarea perioadă, alături de colegii mei, alături de președintele organizației la nivel național, vom reuși să cumva să deschidem calea dialogului cu principalele partide politice românești, astfel încât să-i facem în primul rând să înțeleagă necesitatea unor intervenții punctuale la nivelul localităților, mai ales la nivelul celor din mediul rural, și să nu mai înțeleagă, așa cum au înțeles până acum, cu superficialitate cei drept, că ne-ar face un privilegiu. Nu, nu ne fac un privilegiu, cu toții știm realitatea, cu cât nu se intervine, cu cât nu se acționează punctual în comunitățile rurale, locuite preponderent de comunitatea noastră a romilor, cu atât problemele de pe raza acelor localități se amplifică, cu atât gradul de sărăcie crește, cu atât rata celor care abandonează școala crește, cu atât numărul celor care teoretic sunt apți de muncă, au vârsta legală pentru a munci, sunt sănătoși pentru a munci și totuși nu sunt calificați. Va crește, deci numărul șomerilor va crește, iar lucrurile acestea sunt foarte ușor de anticipat sau de previzionat, că dacă nu se va interveni într-un mod concret, ele se vor amplifica și vom asista probabil în următorii 4-5-10 ani la o țară cu un potențial fantastic pe zona forței de muncă, este cazul populației noastre, a minorității noastre, a romilor, care, repet, este aptă de muncă, dorește să muncească, își caută de muncă și nu găsește. De ce? Pentru că autoritățile administrației publice, centrale, guvernul în primul rând,
și cele ale administrației publice locale, Consiliul Județean, Consiliile Locale, primăriile și alte structuri și instituții deconcentrate n-au acționat. Și cei care au condus aceste instituții și care s-au aflat în poziții de decizie au tratat cu superficialitate problema noastră. Eu n-aș vrea să ajungă... Iar de promisiuni, să fim serioși, ne-am cam săturat. Ne-am cam săturat. Eu cred că noi ca organizație am crescut, avem resurse umane în toate domeniile, bine pregătite, calificate și cred că am putea fi un partener credibil, bine pregătit pentru oricare politician și oricare, hai să spunem, oricare altă persoană care ocupă o funcție de decizie și care își dorește să facă ceva și pentru comunitățile noastre. Că ăsta e termenul corect. Vom continua discuția noastră și vom avea lucruri la fel de interesante de spus, domnule Manea. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de mine este în continuare domnul Cătălin Manea, prim vicepreședintele organizației Partida Romilor Pro Europa. Domnule Manea, vorbeam puțin mai devreme despre faptul că dumneavoastră sunteți de ceva ani în organizația aceasta, practic ați crescut cu organizația Partida Romilor Pro Europa, ați evoluat odată cu această organizație și iată că mergeți mai departe pe un drum probabil firesc de a ajunge undeva în sfera politică. V-aș ruga acum pentru cei care vă cunosc mai puțin, pentru că în societatea civilă și în rândul minorității rome sunteți destul de cunoscut. Haideți să facem așa un scurt profil de candidat pentru a vă cunoaște mai bine telespectatorii. O să vorbesc eu despre mine însumi. Sigur. Eu aș putea să vorbesc, dar mai bine ar fi să vorbim de asta. Sunteți un familist convins, eu aș începe cu asta. Păi cu asta încep, în primul rând că sunt căsătorit, am doi copii, o fetiță și un băiat, Alexandra 11 ani, băiețelul Cristian 7 ani, îi salut pe această cale, soția mea, Elena, sunt în organizația Partida Romilor de aproximativ 18 ani de zile. Am venit încă de tânăr aici. Am zis bine. Da, mi-amintesc că inițial oamenii au fost extrem de reticenți în sensul că în orice organizație există natural o rezistență la schimbare. Cel căruia ar trebui să îi mulțumesc și eu și toți ceilalți colegii mei, sigur că este președintele. De ce? Pentru că el de la bun început a avut deschidere și a avut încredere în tot ceea ce a însemnat generație tânără. Alminteri, nu știu dacă vă amintiți, în anul 2007, atunci când România a putut participa la primele alegeri europarlamentare, noi am candidat atunci cu echipă tot la fel de tine și am obținut un scor destul de bun. Repet, era anul 2007. Ce aș putea să vă spun? Sunt licențiat al Facultății de Științe Politice, sunt specialist în relații publice, am o sumedenie de alte cursuri și calificări, dar n-aș vrea să le trec în revistă, pentru că de multe ori avem senzația că toți oamenii sunt extrem de bine calificați, se pricep la de toate. Mie nu-mi plac multiplele, hai să spunem, specializări. Aș putea să spun că am fost președinte al organizației de tinere la nivel național. O perioadă destul de lungă de timp am fost secretarul general al organizației, aproape 8 ani de zile. Am ocupat funcția de președinte executiv la nivel național, prim vicepreședinte, coordonator al campaniei educaționale Școala o șansă pentru copiii romi, inițiator și coorganizator și coordonator al... Asta o știm cu toții, știu, pentru că de atâția ani, revistă, da. De atâția ani campania asta... Dar cred că principalul lucru pe care aș vrea să-l amintesc este faptul că întotdeauna am știut să fac echipă, mi-a plăcut să lucrez în echipă, chiar dacă de multe ori sau, hai să spunem, uneori, nu de multe ori, am fost și acid, era normal să fiu acid atâta timp cât ocupi o poziție și în momentul în care ești responsabil pentru ceea ce faci, trebuie să-ți asumi lucrurile și să le faci într-o direcția
care trebuie. Dar întotdeauna mi-a plăcut să lucrez în echipă, iar pentru mine echipa a însemnat întotdeauna și seniori și tineret, n-am făcut diferențe. Cred că e mai puțin important să vorbesc despre mine personal, cine sunt eu. Eu cred că este important să vorbim despre organizație, pentru că eu nu mă duc în Parlamentul României, chiar dacă sunt primul pe listă, nu mă duc pe persoană fizică, ca să citez un celebru politician pierzător. Da, îi reprezentați pe romi. Un celebru politician pierzător care, iată, scena politică l-a rejectat și sper că definitiv, nu-i mai dau numele. Nu, mă duc în numele organizației. Eu reprezint o organizație și o minoritate în egală măsură. Deci mai puțin pe persoană fizică, mai mult pe echipă și mai puțin pe ceea ce vrei să faci. Adică nu-mi place abordarea asta. Dom'le, ce ți-ai propus să faci? Sigur că pot acum să trec cu o multitudine de proiecte pe care le am de ani de zile. Eu îmi doresc să ajung acolo și sunt ferm convins că o mare parte dintre proiectele pe care le-am gândit în ultimii ani, atât eu cât și colegii mei de la centru, mă refer și la președinte și la Daniel Vasile și la Iulian și la colegii din zona de tineret, să prindă practic viață. Sunt multe inițiative care de-a lungul anilor au eșuat. A existat, haideți să spunem, și un a existat oarecare, haideți să o numesc, oarecare șovăială, așa, oarecare amețeală în a pune, repet, pe agenda publică o viziune clară și o direcție clară de dezvoltare a comunităților de romi. Este foarte importantă și dimensiunea etnică, pentru că nu trebuie să uităm. Cred că telespectatorii ar trebui să cunoască și faptul că după 30 de ani de democrație post-decembristă, romii din România încă nu au un centru de cultură, încă nu au un muzeu, încă nu au, nu știu, o locație cu destinația teatru. Adică sunt chestiuni care țin de cultura noastră, de identitatea noastră, care nu au fost realizate. Mi-amintesc că în urmă cu ceva timp, cred că la centenarul Uniunii Armenilor din România, armenii, iată, au 100 de ani de la înființare, m-am întâlnit cu consilierul prezidențial pe cultură, pe care l-am întrebat ceva de zona asta culturală și de necesitatea. I-am spus, doamne, este necesar să ne sprijiniți cumva să demarăm, să avem un centru cultural al romilor. Iar domnia sa mi-a răspuns că există un centru. Și am zis, nu, ai doar instituția cu numele și nimic mai mult. Deci iată că nu știa că romii din România nu au un centru cultural. Și sigur, tot pe zona asta de recâștigare, să spunem, a demnității, pentru că romii cumva trebuie să lupte pentru recâștigarea demnității pierdute, după secole de sclavie, după perioada și atrocitățile comise în timpul Holocaustului, după perioada destul de grea prin care am trecut în perioada de după terminarea celui de-al doilea război mondial și până la prăbușirea regimului Ceaușescu în 1989, noi trebuie să facem eforturi consistente pentru a ne educa tânăra generație în sensul etnic, pentru recâștigarea demnității, pentru memoria strămoșilor și înaintașilor noștri, pentru tot ceea ce înseamnă repere etnice solide pentru a defini o minoritate. Și aici sunt foarte mulți oameni din, nu neapărat sau nu doar din organizația noastră, oameni care au trăit toate aceste momente din 90 și până în prezent și care au un cuvânt de spus și care de-a lungul anilor au propus o serie de modificări, să spunem, și pe zona asta de păstrare a identității etnice, modificări sau mai bine spus propuneri de care voi ține cont. Domnule Manea, abilități de politician aveți, pentru că ați încercat să mă duceți în altă zonă. Eu revin și vă întreb, care sunt cele trei, să zicem, primele trei trăsături de caracter care vă definesc? Păi, să spunem, profesionalism,
putere și a treia, să spunem, una foarte importantă, hai să zicem, capacitatea de a convinge și de a merge până la capăt, indiferent de ipostază. Când vă propuneți ceva, dumneavoastră nu vă lăsați până nu. Da, asta ca să pice așa și cu zodia berbec, da? Are o strânsă legătură, da, are într-adevăr. O strânsă legătură. Ca slăbiciune, ce slăbiciune aveți dacă am vorbit despre trăsăturile puternice de caracter? Copiii în general și copiii care nu neapărat că sunt mai neajutorați, dar copiii de departe sunt cea mai mare slăbiciune a mea, pentru că îmi doresc ca toți copiii, nu numai cei de etnie romă, să aibă un viitor bun, să aibă acces și șanse egale la toate resursele acestei țări, să fie tratați cu respect și nu diferențiat, așa cum se face în momentul de față. Și eu consider că noi, în calitate de adulți, indiferent de funcțiile astea pe care le vom ocupa, sigur că sunt trecătoare, avem o datorie morală față de familie și față de copii. Și anume aceea de a face tot ceea ce ne stă nouă în putință, în calitate de adulți, ca ei să aibă o direcție corectă în viață. Noi trebuie să creștem noua generație, pentru că alminteri țara noastră va merge într-o direcție greșită. Sunt oarecum mâhnit în momentul în care întâlnesc tineri care nu mai au repere istorice legate de țara noastră, care nu mai au valori. Probabil și nu probabil, în mod sigur, aici sunt o serie de factori care cel puțin în ultimii 20 de ani cumva au influențat în rău, să zicem, evoluția tinerei generații. Oamenii, în momentul în care nu mai au repere identitare, în momentul în care nu mai au simboluri, în momentul în care nu mai simt ceva pentru țara în care trăiesc, adică nu mai au sentimentul de patriotism real, sunt demotivați, iar din punctul meu de vedere, un principiu de genul scapă cine poate și fiecare e pe pielea lui, este un principiu care ne va duce într-o zonă greșită pe toți. Am trecut așa cât am putut de repede astăzi prin mai multe etape, însă finalul emisiunii vi l-aș lăsa tot dumneavoastră să încheiați, mai avem 3 minuțele, și să încheiați dumneavoastră să dați un mesaj telespectatorilor, celor care ne privesc acum, mesaj de încheiere. În primul rând aș vrea să-i felicit pe toți colegii mei de la centru și din teritoriu pentru munca pe care au depus-o în alegerile locale. Rezultatele obținute de organizația noastră sunt niște rezultate bune, pot spune cu mult mai bune decât cele obținute în anul 2016. Sigur că nu suntem la nivelul pe care ni l-am dorit, trebuie să fiu și obiectiv în zona asta, adică se poate mai bine. Dar eu zic că direcția imprimată de către președinte și de către echipa de la centru, cu sprijinul corect și logic al colegilor noștri din teritoriu, este o direcție bună înspre care ne îndreptăm. Un al doilea lucru, cred că este important ca în alegerile parlamentare din 6 decembrie, romii să țină cu ei înșiși. Și să fim nu foarte entuziasmați, dar nici negativiști, ci pur și simplu să fim ancorați în realitate și să spunem, este o nouă etapă în evoluția societății românești, lucrurile s-au schimbat, iată, trecem prin niște momente cumplite, nu ne așteptam să ajungem într-o pandemie. Noi etimologic am fi explicat, știm ce înseamnă o pandemie, dar concret, ca și țară, nu ne-am confruntat cu așa ceva și vedem cât de important este să fim aproape unii de alții în aceste momente. Am observat cu toții cât de importantă este familia și de fapt am realizat că familia este cel mai important lucru. Cât de important, ca și o icoană a familiei, sunt copiii. Pentru că în toate acțiunile pe care noi ni le propunem să facem, dacă vom așeza în centru intervențiilor noastre familia,
nu vom greși. Astea sunt motive temeinice care ar trebui să-i determine pe romii din România să fie uniți, să țină cu ei și să înțeleagă că una dintre prioritățile noastre, că nu e cea mai mare, dar una dintre prioritățile noastre de ani de zile este educația și cred că cu toți au văzut că ne-am zbătut și ne zbatem în continuare ca toți copiii noștri de etnie romă să aibă acces la educație și să aibă o viață mai bună. Mulțumesc pentru toate aceste cuvinte, domnule Manea. Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră și punem punct aici discuției noastre, însă ne vom mai întâlni pe parcursul edițiilor viitoare, pentru că Asociația Partida Romilor Pro Europa derulează în continuare cele două campanii, SOS Copiii Romi și cea împotriva virusului COVID-19. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Discuția noastră se oprește aici. Sunt Monica Cornea și vă aștept în fiecare sâmbătă de la ora 10 pe Național TV. Toate cele bune!